Salutare barbașanilor, după cum putem observa cu toții, avem un mini cățel aici, pe numele lui Muc cel Mic, pentru că le-am dat de mâncare la ăștia doi, la Mucu și la Muțu și a ieșit Muc cel Mic. Ce faci mă, Muc cel Mic? Și aparent este direct al meu, sincer să fiu, până acum joc de 3 ani Minecraft și nu am prea înmulțit câinii, nu știu, nu m-a prea atras pe mine chestia asta să ai câini, dar acum de la un timp mi se pare genial să ai niște câini cu tine care să te apere la orice pas. Dacă reușești să faci jos de vreo 5 câini, băi, poți să joci și pe hardcore, poți să joci pe ce vrei tu, dar o să te ajute super mult. Acum, bineînțeles, dacă te duci și sunt foarte mulți creeperi, din păcate creeperii vor bobui și câinii tăi vor fi cam papa, dar trebuie totuși să ai și grijă puțin de ei. Ar fi super tare dacă ai putea să pui și armuri pe câini, aș fi primul care ar face chestia asta. Cred că prima dată i-aș pune armură câinelui meu. Și după aia mi-aș pune mie. Și vă și zic de ce. Mi-aș lua arc, m-aș face ca un fel de hunter și aș trage direct după ținte, iar câinele se duce automat pe țintă. Easy peasy. Ce poți să-ți dorești mai mult? În fine, trecând peste, astăzi ne vom muta, vom lua tot ce avem de luat. Am stat eu puțin off camera, adică pe live. Eram pe live când am făcut treaba asta. Și chiar și acum sunt, vă aștept și pe live-uri pe Nocivanu, pe Trovo, peste tot pe unde vreți voi să veniți. Iar pe live am făcut rost de acest iron. Gen, l-am pus la furdal, că l-aveam deja, aveam iron ore și am făcut iron ingot. Diamantele am zis că le păstrez pe episod, să vedem ce facem cu ele. Și mi-am cam făcut eu aici o idee, cam ce iau pe la mine și ce nu. Uite, aș putea să las torța aia că e inutilă și să iau, nu știu ce să iau. Aș putea să iau, hai mă, să iau toporul ăsta, deși este cam inutil, dar în fine. Ba nu, stai că trebuie să iau patul oricum. Bă, lasă-mă cu toporul tău, cu tot. Trebuie să-mi iau pătuțul. Hop. Bă, am zis pătuțul, nu toporul, mersi. Și, bă, furnalele nu le iau și așa le pot face simplu. Mâncărica asta o mâncăm câți... Sau, hai mă, să o dăm. Poftă bună, Mucu. Așa. Bun, am plecat. Na, acum mă duc în direcția asta. Sper să dau de ceva, un sat sau, nu știu... Măi, și un pillager outpost mi-ar fi bun, pentru că aș vrea să îngrădesc acel pillager outpost sau sat sau orice ar fi și pentru început să locuim acolo. Acum, oricum, pe mai departe, în episoadele următoare, aș vrea să construim noi un sat întreg, dar vreau să pornim de la ceva. Adică de ce să mă chinui la început să fac eu totul când pot foarte simplu să dau de un sat care să-mi ofere casă, pământ, totul făcut. Plus de asta o să-mi ofere și niște morcovi și cartofi și toate cele. Așa că ăsta e țelul meu pe episod și ar trebui să folosim și diamantele. Încă nu m-am gândit la ce. Așa că hai să vedem noi imediat. Avem porcușorul, șorușorul, porcușorul. Bun. Hai să mergem. Băi, deja am 3 câini. Și pe ăsta mic, sincer, nu mi l-am prea dorit atât de mult. Pentru că s-ar putea să cam fierip în câteva secundele dacă dăm de niște creeper de ceva. Din câte știu, are chiar și viață mai puțină decât un câine adult. Acum, dacă nu e așa, mă puteți contrazice. Măi, și am observat că de puțin timp am făcut 3 ani de când mă joc Minecraft. Am văzut că primul clip al meu de Minecraft a fost undeva pe data de 18 noiembrie sau ceva în genul ăsta. Oricum, înainte de 20 noiembrie. Și acum eu când filmez... Suntem pe data de 23 noiembrie, va apărea mult mai târziu episodul și am 3 ani de Minecraft, barbasanilor. Bă, 3 ani, bă. Adică, barbasane, este ceva. O să vedem, mai găsim ceva pe aici? Bam, bam, bam. A, nu, e o mină din asta ciudată. Mai luăm niște cobalt, așa în speranța că mai dăm de niște iron. Iron nu va fi super bun. Deci asta e clar. Putem face foarte multe railuri, putem face o grămadă de chestii. Aici în față avem căluți, dar uite, iar ceva ce mi-aș dori ar fi să găsesc un deșert imens și să găsesc și eu niște saddle-uri. Pentru că un căluț îți trebuie, frate. Deci 100% îți trebuie căluț. Pam, pam, pim, pam, pam, pum. Ok. Pe aici este ocean. Bă, nu știu ce să facem, bă. Să mergem în căutări, să ne construim noi un sat, ceva. Hai să vedem. Hopa. Ui cumva ceva în față sau mi se părut mie? Aro? Nu-mi spune că...
Am găsit sat. Bă, du-te bă și lasă-mă, cât bulan pot să am? Mă, ăla-i sat, garantez 500% că ăla-i sat. Am găsit satul. Bă, let's go. Am găsit viitoarea noastră căsuță pentru o perioadă nedeterminată. Mam, bine, va fi cumva greu să îngrădesc totul pe aici, dar vom reuși noi cumva. Ia stai un pic că raionul parcă nu mă ascultă în tocmai cum vreau eu. 2 secunzi. Ba. Așa, acum ar trebui să fie mai bine. Let's go, let's go, let's go. Shuttle. Oh, salutare. Bă, numai copiii villager pe aici. A, câinele meu deja au intrat. Băi, nu, cum ai, ce faci aici? Avem și un bebe villager. Ok. Let's go, let's go, let's go. Cotrobăim prin casele lor repede până nu se prindă ăștia. Am dat acolo de m-am plictisit. Oh, și alu frate, ce ai de vânt? Bă, nu fugi mă de mine. Man. Oh my god. Bă, nici dacă câștigam la loto nu eram așa fericit. Cum să găsești primul villager? De fapt nu e chiar primul villager adult. Hai să nu exagerăm, cred că e al doilea. Și să aibă direct carte cu mending. Bă, frate, tu trebuie să stai puțin aici cu mine. Unde fugi? Măi, bossul meu, suntem prieteni de acum, de nedespărțit. Tu vei fi prietenul meu pe viață. Frate, intră înapoi în casă, te rog eu din suflet. Hai că nu te urmăresc. Nu, aici, pe aici merg și eu, am și eu treabă pe aici. Și te liniști, frate, nu, că n-am eu treabă cu tine. Hai că nu rămâi blocat în casa asta. Nu. Bă, copile, tu ai grijă. Bă, nu ți-o păi aici, că mă enervezi. Mama, vine și noaptea, frate. Hai să dormim undeva pe aici. Bă. Eu sper că îi rămâne mending-ul. De unde facem de rost de 20 de emeralde? Măi, măcar să facem rost de o carte cu mending. Please, viață, unde dorm? Ce fac? M-am pierdut, gata, atâta am fost. Dorm în pustiu. Hai că e pustiu aici. Dorm afară, nu mai dorm în căsuțe. Bă, ratonul nu vrea să mă asculte azi, măi, asta e să-l pun eu la respect. Barbașane, dacă mai ai gură de lămâie, te trag de ureche. Treaba ta. Ai văzut? Se poate. Bravo, Barbasane. Na bun. Continuând. Patul meu nu cred că e cel mai bine să stea aici, așa că... Mă, dar mai bine îl iau cu mine, că tot timpul e bine să ai un pat. Mai ales pe hardcore, pentru că până la urma urmei, dacă mor, te-ai cam dus. Știu că am și zahăr. Hai să ne stabilim noi puțin aici, pentru un moment. Pentru că e o căsuță spațioasă, ne oferă cam tot ce ne trebuie. Da, am înțeles. Ok. Știi ce o să scot ăsta? Pentru mine momentan este inutil. Hop. O să pun și două furnale așa din... Sau nu, mă, știi ce? Mai multe. O să-mi fac vreo 4 furnale să am. Ăstea le tot arunc, că o să fac mai atunci un chest. Și furnalele le voi pune aici. Trebuiau 5. Ca să arate frumos. Hop. Și al 5-lea furnace s-a pus. Na bun. Acum, bă, nu știu. Da, să pun așa aici. Mai și pune, că arată frumos. Ok. O să punem aici un double chest. Neapărat avem nevoie de double chest. Și să ne gândim ce facem cu diamantele alea. Măi, cel mai înțelept ar fi să facem în felul următor. Una bucată pickaxe de diamant. Una bucată chest de diamant. Sau... Am putea face așa, mai rămân două. Am putea face bam. Și nu știu cum aș ieși mai bine. Să-mi fac un chest sau să fac un... sau să fac păpucei și helmetul. Chiar n-am idee cum aș ieși mai bine. Nu știu. O să-mi fac chestul. Că și așa am deja de iron. Îmi voi face chestul. Hop. Și chestul ăsta îl vom da jos pentru un moment. Îl punem frumos aici. Ăsta îl punem pe noi. Acum o lopată de diamond nu m-ar prea ajuta, sincer. Să fiu așa că hai să punem toate prostiile pe care le avem pe aici. Bun. Deși ăsta mi-ar mai fi de folos. Îmi ajunge lemnul pe care l-am. Bă, atât iron la mine chiar ar fi inutil, sincer.
total inutil, 18 bucăți ajung, doar îmi ocupă locul și aș vrea să facem în felul următor. Facem paper, dar hai să facem astea 4, hai să le plantăm mai bine. Să o ducem și noi bine. Ne-ar trebui aici niște nisip. Problema e că nu am nisip. Da. Bă, și să știi că e destul de nașpa să fii... Ba, da, uite aici. E destul de nașpa să stai într-o pădure de genul ăsta, așa că probabil cu timpul vom mai defrișa. Poate chiar și în afara episoadelor voi mai defrișa și eu ceva pe aici. Și plantăm bum, 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 bum. Perfect. Ok, cuțu, cuțu. Așa, bun. Sunt toți trei. Vreau să știu în regulă, să nu pierd vreun cățel. Așa. Nu acum. Pot să-mi fac o carte cumva? Că am și... bine-s. La perfecție. Mi-am putut face cartea. Nu mă prea pricep cu sătenii și dacă cumva dispare mending-ul de pe săteanul ăsta, am înnebunit. Cred că mai bine îl închideam la el în căsuță. Așa-i? Da. Am pierdut mending-ul. Eram sigur că asta se va întâmpla. Come on! No way, man. Bă, eram sigur că asta se va întâmpla. Deci trebuie să aștept un alt villager care să intre acolo sau să-i mut asta, mă. Cum îi zice la chestia asta, că mereu uit. Chestia asta. Da, deci va trebui să chem un villager aici și să-l blochez. Sau și mai... Au. Da, hai să facem așa. Ok. Mending. Ah, power 1. Da, bă, da, normal, frate. Power 1, cum să nu? Cum să nu, barbasane? Și acum eu trebuie să tot distrug asta, să o pun la loc, nu? Și până mai găsesc eu mending... Hai că o să găsesc mending. Da. Bă, și siltaciul ăla era bun. Nu zic nu. Am trebuie foarte multe emeralde. Hop. Riptide. Doamne, aveam mending pe villager și... Capaleta l-am lăsat să iasă. Oricum, din secunda în care eu ieși din casă... Deci nu a fost vina mea. S-a stricat totul. Uite, mă, are și flame. Are tot ce vrei tu. Barbasane, stai puțin, barbașane. Hai, așa, bun. Piercing, în fine, știi ce? Îi bine, e bine, nu e o problemă. Nici nu știu ce să fac. Să ies pe aici și să... Da, hai că ies pe aici și construiesc la loc. Așa, Milene să pun un... De fapt, îl am aici. E chiar super simplu. Hop. Și-l punem undeva... Știi ce, uite, dăm asta jos... Punem așa și aici punem așa. Iar mai trebuie încă o bucată. Bă, dar scutul ăsta pentru un moment eu zic că nu îl ținem în mână. Cred că o să fie greșeala vieții mele, dar se mai întâmplă. Bom, bom. Și ne facem noi frumos aici o intrare și o ieșire. Pac. Deși până la urma urmei nici nu văd de ce l-aș lăsa să plece sus. Poate doar pierd aia, n-are sens. Pe aici la fel. Și ar trebui doar să mai punem și prin... Am înțeles, gata. Știu ce trebuie făcut. Hop, hop. Ok. Și ne mai trebuie trapdoor-uri. Frumoșano. Două sau cred că îmi trebuie patru. Știi ce, hai să fim siguri. Așa că bam, bam. Bun. Punem aici și... Punem aici înșe. Și dă-te mă mai încolo, grăsane. Și un... Bă, grăsane, bă. Eu te înțeleg că ai tu treaba acolo, dar du-te și tu mai în față. Hai, te rog eu frumos. Te rog eu din sufletul meu de raion. Du-te mă mai în... Bă, grăs... Bă, du-te mă mai... Mamă, vrei să o dai parte-parte cu mine, frate? Treaba ta? Du-te bă acolo, n-auzi? Mamă, s-a blocat în torța asta, mă. Bă, dacă îi dau una, mi-am ratat cariera. Era destul de simplu. Hai mă, du-te mă mai... Bă, iar îmi faci troll, mă? Așa, frate. Nu pot din cauza la aia. Olo, da, am pus-o de-a mă nebunit-o. Bă, să tene, bă. Așa. Până pun eu asta, te răzgândești, așa-i? Am înțeles. Oh my god. Așa, bun, bun, bravo. Bă, tu mă trolezi, mă? Zi sincer. Hai că te trolezi și eu pe tine. Mai că te-am trolat. Nu știu ce să-i fac lui ăsta. Păi du-te mă mai încolo, mă.
Atât am vrut să știu. Funcționează, perfect. Puteam să pun... Nici nu mai contează. Las-o așa. Aici o să pun un turn, să știu că aici e șmecherii. Dă-te, mamă. Toată lumea mă încurcă astăzi. Punem frumos așa un turn. Iar de aici ne facem scărițe, să nu ne dăm damage aiurea. Așa. Hop. Au, am zis că nu-mi dau damage. M-am descurcat, trotuși. Na bun. Putea să sun de clopot și poate intra la el în cămăruță. Dar acum problema mea va fi să învăț satul ăsta. Că m-am cam pierdut. Nu mai știu unde mi-am făcut eu. Oh my god. Stai un pic. Deci eu... O să pun așa pentru un moment. Dacă e cumva în direcția asta. Dacă nu, va trebui să schimbăm. Dar cred că în direcția asta este. Chiar aici după asta sau nu. Mai aici, mă? Poate am aici. Aici, frate. Da, bă, da. Punem, aici punem un turn din altceva. Din gold, că suntem bogătani. Goldul goldianu. Iotel. Hop, 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 hop. Ca ultimii nubi. Dar ne ajută. Let's go. Bun. Atât am vrut să știu momentan. Și așa nu am emeralde, deci nu prea contează. Va trebui să dăm ceva raiduri pe aici, dar ne trebuie un pillager outpost pentru chestia asta. Acum, cred că cel mai bine ar fi să începem deja să îngrădim toată zona asta. Cât de cât suntem bine spiarmurici, ar trebui să fac un enchantment table, dar nici nu mai știu ce trebuia pentru el. Nici măcar nu pot să-l fac. Îmi trebuie obsidian. Așa că nu știu ce să fac, să mă duc la minat. Oricum, m-aș duce un pic la minat. În același timp mi-aș... Uite ce țopă e asta, bă, copile, bă, ce faci, bă, copile? Deci m-aș duce puțin la minat din mai multe motive. Spre exemplu, unul dintre ele ar fi că sunt chiar curios. Bă, da, așa, torțeam. Dacă se mai blochează, nu știu de ce mi se bloca când mă duceam la minat, mă. Spuneți-mi, se mai blochează acum? Ia și vedem, mă. Cred că n-ar fi cel mai bun lucru să minez cu pickaxe-ul de diamant. Zic și eu așa. Ok. Bă, dar e aici direct o mină din asta frumușică făcută, mă. Let's go. Ok. Ok. Stai că vine creeper-ul. Stai jos. No, 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 no. Mucu a pățit și el ceva. Bă, stați aici, măi, câinii mei, că mi-e frică să vă iau în mină, că mereu pățiți așa. Ok, bun. Bă, dar iron-ul ăsta nu lasă de dorit, frate. Uite-te și tu cât iron-ul pe aici. De ce încă minesc cu pickaxe-ul de diamant? Să-mi explice și mie cineva, vă rog eu. Dacă. Oricum, pe aici trebuie să facem noi o mină din aia bunicică, să mai mergem în căutarea diamantelor. Nici nu știu, bă. Oh, salut, prietene, ce zici? Mă, da, mai bine mi-aș spune eu toporul, că oricum nu dau atât de repede, așa că mă ajută mai mult toporul. Ok, dă și iron-ul ăsta, nu știu, mi-e pur și simplu milă să-l las. Nu, nu! Vai de viața mea, bă, dacă muream din așa ceva, vă jur că eram ultimul noob. Vai de viața mea. Bă. Bă. Chill, 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 că este bine. Putea fi și mai rău de atât. O să mă pierd urât de tot dacă tot merg pe aici. Dar poate mă duce la diamante. Hai că mă duce la diamante. Dacă e. Ce-i mai aici, lavă, mă? Am ajuns la mine înapoi, mă. Ok. Puțin ciudat. Cred că e cea mai mare prostie să mă duc acum să explorez chestiile astea, așa-i? Probabil. Dar nici nu mă pot abține. Era să mor puțin. Puțin așa.
dacă groapa aia era direct în lavă sau dacă groapa era mai mare, eram direct mort, să se înțeleagă. Bă, nu n-am, cum să zic, adică sunt 100% sigur că muriam. N-am dubii, asta voiam să zic, dar aveam și eu un lapsus. Deci, 100% mort eram acolo. Oh my god. 100%. Luăm căul ăsta că e, bă, știi cum? E exact ce trebuie pe hardcore. O să ai nevoie... Ai nevoie pe Minecraft-ul normal, apoi pe hardcore. Mă, se blochează un pic așa când minez. Nu știu care e problema, vă zic sincer. E ceva din OBS. Bun. Ar trebui să mă cam întorc. Măcar m-am ales cu ceva căul. Probabil o să mai minez eu off-camera. Sau, nu știu. Dar ar fi cazul să ne întoarcem. Probabil ar trebui să și dormim. O crescut, bă? O crescut Muc cel Mic! Dar nu mai știu care e Muc cel Mic acum. Aolo! Bă, te pui tu cu mine. Îmi trebuie o culoare, ceva. O să presupunem că știm cine e Muc cel Mic. Deci o să presupunem că știm. Ala bala portocala, îți dai seama? Trebuie să le punem culori diferite, că dacă nu, nu o să ne dăm seama niciodată care-i care. Perfect, am ajuns direct aici. Salut, prietene. Mă duc să dorm aici, dacă se poate. Te rog. Măsă. Măsă, măsă. Apreciez. Thank you, thank you. Bun, bine-s. Ok. Bam, bam, bam. Aici avem totul în regulă. Hai să vedem cât lemn avem și să măcar să fac fensurile. Asta mi-aș dori. Vedeți, exact pentru chestia asta trebuie să îngrădesc o zonă cât mai mare posibilă. Mamă, nu mi-am oprit sunetul cu notificări cu alea, alea, bă. Na bun. Uite, vom începe din zona... Nu știu de unde exact. Hai să începem de aici, uite așa. Pe ca să începem de aici, va trebui să mergem așa, ca să nu poată sări. Eu cred că nu poate sări. Deci vreau tot satul ăsta, pe cât se poate, bineînțeles, să îl împânzesc de fansuri. Asta în ideea în care să am ca un fel de scut. Dacă vor să vină pe mine, să se gândească de 2 ori înainte. Și poate să pun și ceva capcane cu lavă, cu chestii, vedem noi. Bine, pentru asta îmi trebuiau fansuri care să reziste la lavă. Da, nu știu. În fine, voi înlocui fansurile alea care nu rezistă la lavă atunci. De, nu știu. Aș vrea să pun capcane cu lavă, mă. Gen să îmi înconjor totul cu... Bă, tu când ai venit mai aici, mă? Quick charge, nu? Stai aici, frate, dacă ai vrut să vii. Să pleacă. Nu e o problemă. Pleacă liniștit. Așa. Ce fansuri mai pot face, mă? Bă, dar nu pot să fac, mă? Din ce mai pot face fansuri? Trebuie să mă când Nether. Că puteai și din lemn din ăla care nu arde, nu știu, dar... Nu, hai să lăsăm pe episodul următor, vedem, ne mă mai gândesc. Deci, momentan am găsit satul, ceea ce e esențial. Avem sătenii cu care putem face trade-uri din alea blană, dar nu avem emeralde. Spuneți-mi voi acolo în secțiunea de comentarii cele mai bune metode de a face rost de emeralde. Acum, aș putea să încerc să mă duc pe aici. Uite, de exemplu, aici poate găsesc ceva armuri. Un diamant, bine-s. Mai găsesc ceva armuri aici. Bune și ele, era să am o cană de ceai aici lângă mine și era să o dau pe jos, Doamne ajută. Mă mai întorc eu după armura asta, las-o. Da, bun, bun ăla, că pot să-mi fac și eu o sabie de diamant acum dacă vreau. De emeralde, ciuciu. Păi cam asta a fost cu episodul Barbasanilor, ne vedem în episodul următor când venim cu multe, multe alte chestii. Aș vrea, v-am spus, să fac chestia aia, dar... Mă, nu poți să faci și fan... Păi da, uite, poți, mă, ăsta ce-i, cum se numește ăsta? Pot să pun din astea, de exemplu. Cobblestone Wall. Deci îmi pot face zid din asta din cobble până la urma urmei. Cred că e mai bun. Că nici nu arde, nici nu nimic. Nici nu poți să-l sari. Bă, tu ce-mi dai iară, mă? Quick charge. Bă, tu te-ai întors. Mai pleca și te-ai întors. Ok, frate. Boom. Și hai să căutăm aici wall. Da, mă, putem face. Și nu costă chiar atât de mult. Deci cu așa ceva vom face. E cel mai bine, zic eu.
Să mai dați și voi acolo propuneri, sugestii, toate cele. Ne vedem în episodul următor. Nu uitați de un like, un share, un subscribe. Sper că vă place seria asta miroși bojlantă. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!